În acest videoclip va fi tot continuarea colaborării. Toată săptămâna va fi o colaborare cu Ștefania Mădălina și astăzi ne-am gândit să facem top 5 rujuri preferate această vară. Acestea sunt. Și da, sunt 5 rujuri și o să vorbesc despre ele și da, haideți să-i dăm drumul. Le voi pune pe locuri, adică care îmi plac cel mai mult și da, haideți să începem pe primul loc. Cred că tot am vorbit despre acest rujuleț, este rujulețul meu preferat. Este de la MAC și este din gama Viva Glam Miley Cyrus. Este fucsia, l-am purtat ieri în videoclipul acela. Așa arată. Este rujul meu favorit, nu știu, deci arată foarte bine, plus că merge purta foarte bine vara. Este o culoare ceva mai văratică, ceva care, știu, foarte viu, e o culoare foarte vie și, nu știu, mi se pare că atât de bine arată vara purtată, așa că, da, e rujul meu favorit. Apoi, pe al doilea loc se află de la Sephora Cream Lip Stain în nuanța 09 Watermelon Slice. E foarte puternic, dar e mai mult un portocaliu, roșiatic, rosariu, ceva în genul, e o combinație. Mi-e frică să-i fac swatch că rezistă foarte mult, dar o să-i fac ca să puteți să vedeți nuanța, pentru că nu pot să mă exprim, poate nu e aceeași nuanță ca în tub. Aceasta e. E superbă, e bine, poate pe cameră se vede ceva mai altfel, dar aici se vede mai mult un roșu. Dar, sau un coral mai puternic. Arată foarte bine și chiar vreau să încep să port vara asta, e foarte rezistentă. Ceea ce îmi place foarte mult la ea, vă mai arăt, așa, arată foarte bine, eu chiar vă recomand să, măcar să încercați în Sephora, prețul nu e foarte mare, așa că, da, vă spun și prețurile pentru că le știu. Acest rujuleț de la MAC costă 92 de lei, acesta costă 59 și știu că mai vine în mai multe nuanțe, vine în, eu mai am încă o nuanță, mai vine într-un roșu, mai într-un roz, mai pal, mai vine și într-un fucsia și după aia trec acelea care sunt sidefate. Dar puteți să le încercați în Sephora pentru că, da, mie îmi plac foarte, foarte mult și vreau să încerc să mai numesc alte nuanțe. Pe locul 3 se află Rouge Edition Aqualad de la Bourjois în nuanța Babe 08 Babe Idol. Arată cam așa. Este un lip gloss foarte rezistent, dar eu l-aș numi ruj pentru că rezistă foarte bine. Este un roz. Hai că mai pun puțin ca să se vadă. Este un roz. Dar aici o poate se vede ceva mai... așa arată el. Acesta e. Aici poate se vede puțin spre portocaliu. Pe buze, da, se vede spre portocaliu, dar aici poate se vede un roz. Arată foarte bine și rezistă cât un ruj. Pe mine, pe buzele mele, cel puțin a rezistat mai mult de 8 ore, ceea ce m-a surprins pentru un lip gloss. E super acest produs și eu îl iau din Kendra. Așa că dacă treceți prin, Kendra, puteți încercați pe mână, puteți încercați pe buze pentru că veți vedea dacă vă stă bine și știu că vine mai multe nuanțe de vară, așa că da, puteți încercați, costă 54 de lei, văd că mai am prețul pe el, da, eu chiar vi-l recomand. Pe locul 4 se află de la Radiant Matte Lasting Lip Color, mi se pare o copie perfectă sau nu o copie, un produs ceva mai ieftin care vrea să imite Cream Lip Stain de la Sephora, doar că într-un alt ambalaj, de fapt, da, și e ceva mai ieftin, acesta costă 51 de lei și cel de la Sephora costă 59, deci sunt prețuri diferite. Mi se pare că funcționează cam la fel. Deci, da, acesta este nuanța 17 și este un roșu foarte, foarte drăguț pentru vară. Nu e acel roșu puternic sau acel roșu frumos, dar e un roșu mai vărat. Nu știu, mi se pare că seamănă foarte bine cu vara. Mi se pare că chiar merge purta vara.
spus, cred că nuanța 17. Are SPF 15 ăsta și știu că vin în mai multe nuanțe, puteți să vedeți în Ken, eu din Kendra l-am luat și costă 51 de lei și haideți să fac și swatch-ul. Nu știu, am vrut să mai spun acum despre el. Cred că am uitat. Pe buze poate se vede ceva mai roșu. Acesta e. Oh, să nu mă urdăresc. Deci este nuanța 17 și costă 51 de lei. Să vă arăt, acesta e. Și devine la fel de mat. A, uitați-l, cel de la Sephora ce mat a devenit. Ok? Acesta e el. Mi se pare că se zucă cel de la Radiant, se zucă ceva mai greu decât cel de la Sephora. Așa că da. Iar pe ultimul loc se află un produs de la, un juleț de la Maybelline în nuanța 912 Electric Orange și e un portocaliu. De ce l-am ales să-l pun? Pentru că mi se pare că portocaliu e culoarea de bază vara. Nu știu dacă doar mie mi se pare acest lucru. Eu fără portocaliu nu pot să rezist vara, efectiv e un portocaliu foarte drăguț, acesta e. Sper un portocaliu portocală. Da, știu că e ciudat, dar mi se pare că se seamănă foarte faină culoarea cu portocala. De aia spune portocaliu. Logica mea, ce să fac? Este din gama Color Sensational și costă 31 de lei acest rujuleț. Acesta e, dar vine mai arătat. Nu știu, mi se pare că aceste rujuri chiar se potrivesc cu vara asta. Lista mai putea să continue, dar noi două ne-am limitat doar la 5, pentru că nu vrem să vă mai ținem foarte mult. Puteți să spuneți-mi așa în comentarii care sunt rujulețele voastre preferate această vară și care vă place cel mai mult dintre ele. Da, deci mai jos în comentarii puteți să-mi scrieți idei de videoclipuri care ați vrea să le vedeți la mine pe canal. Să treceți și pe canalul Ștefaniei pentru că are niște videoclipuri foarte drăguțe. Să treceți și pe canalul ei să vedeți videoclipul care sunt top 5 rujulețele ei preferate această vară. Și da, să spuneți mai jos în comentarii care sunt rujulețele voastre preferate această vară și care vă place cel mai mult din ce am prezentat eu aici. Sper că v-a plăcut acest videoclip. V-aș ruga să mai îmi dați în comentarii idei de videoclipuri pentru că am rămas în pană de idei și nu mai știu ce videoclipuri să mai fac. Ne revedem într-un alt videoclip. Sper că mai pot posta astăzi un videoclip pentru că ar trebui să plec la o zi de naștere. Dar sper că mai pot să postez unul. Da, vă pup și ne revedem într-un nou videoclip. Pa, pa!